Salut, sunt Claus și azi am făcut încă o ieșire la Județoara. Am ieșit un pic în exploatare, un pic însemând 100 de metri dus întors din poiană. Aici, în jurul meu, am găsit încă un loc super fain pentru hamace. Bine, trebuie făcut un pic curat în jur, dar lemnele pot fi folosite la foc și am putea face un careu aici de 1, 2, 3, 4, 5 hamace. Foarte fain. Aici, cum am zis, lemnele din spatele meu le folosim la foc. Și încerc să vă prezint această poiană. De fapt, v-am mai prezentat-o în ideea de a face o întâlnire aici cu toți. Haideți să vă prezint mai bine, mai mult așa. Poiana are două terase. Oh. Undeva acolo e intrarea, se poate intra cu mașina. Și acolo la pomii aceia poate fi un loc fain de hamace. Poți să intri cu mașina. Mașinile lasă aici. Pârâul. Și intră aici o grămadă. Avem și niște brusturi. Mai încolo avem și urzici. Avem și zmeură. Ciuperci. Putem face o excursie până sus la citate. Nu durează mai mult de o oră. Dus întors. Vara e super fain aici, pentru că e o vale, temperaturile sunt mai reci, mai răcoroase, cu vreo 5-6 grade față de ce e în oraș. Pârâul e destul de curat pentru a face o baie, nu de băut apa, pentru că mai sunt câteva sate înainte. Păpădii, măcriș. Mai sus, în partea aia, am găsit și iarbă grasă și un tișor. Deci, super. Am venit cu mașina azi, fiindcă mi-e mai ușor în ultimul timp. Aici putem face un foc de tabără. În partea asta putem face iar 5-6 hamace. Sunt mese din beton puse pe niște butuci groși. În partea cealaltă, dacă vedeți, mai sunt iar trei mese. Și acolo se poate campa. Ăsta e setup-ul meu de azi. Soția în cort. Cu Bela, deși nu cred, în fine, am vedea. Iar eu la hamac. Hamacul voinicu, cu o prelată de la Didi Hamacs 4x3. Și azi vreau să văd
să fac foc în acest aprinzător de cărbuni. Bine, între timp le-am lăsat exact așa cum au fost cumpărate. Asta am zis că îl pun deasupra să nu iese flacăra, dar dacă o să-l tai în câteva felii, o să pot să-l închid, să fie exact cât diametru de la acest arzător. Și la acest arzător, la un moment dat, m-am gândit să-i fac aici o fantă în care să-i alimentez cu lemn. Deocamdată încercăm așa, să vedem dacă merge. Tocmai de-aia a făcut acest setup aici, ca să nu ajungă flacăra la noi. Soția și-a pus hamacul un stil african. S-a făcut un covrig aici. Și eu asta vreau să vă arăt. Deci, asta o să fie undeva acolo. Iar eu o să stau aici în hamac la noapte. Nu e pentru căldură, e doar plăcerea de a vedea focul. Cred că o să meargă și fără acela ascunzător de flăcări. Suntem în teste, așa că totul e permis. La noapte se anunță ploaie. Și tocmai de aia am făcut acest setup la prelată. Prelata de la Didi, 4x3. Era fain dacă era un pic mai lungă să cuprindă și masa, care se vede în partea aceea. Și sper să își facă treaba acel arzător. Acum sunt convins că nu o să țină prea mult, maxim o oră. Da. Focul e ceva deosebit. Mai ales că e sâmbătă pe duminică, e noaptea de înviere, așa că o să încercăm să ținem focul aprins, lumina aprinsă și vă doresc și vouă un Paște fericit, luminos, cu lumină în suflet. Să nu uităm că trebuie să fim mai buni nu doar de 2 ori pe an, de Paște, de Crăciun, ci cât mai mult posibil. Țineți aproape, vedem ce o să iasă mai departe. Din păcate, cam așa găsești locul de campare. Și mai încolo, plin de hârtie, de sticle. Nu ne mai revenim și noi odată. Dar dacă ajungem să ne întâlnim în această poiană minunată, putem face și o muncă de voluntariat, un pic să igienizăm malurile râului, ne și răcorim și cu ocazia asta facem și un lucru bun pentru natură.
Beliu. Ce faci? Încet, încet se lasă seara. Verdele crud al copacilor e super fain. Se nașolat o geacă ca să o văd bine la noapte. Sunt curios dacă e și fosforescentă. În rest, liniște, pace și așteptăm învierea Domnului. Yay! No. Am pregătit experimentul nostru. Să vedem dacă la noapte putem sta așa. Ideea e de flacără, să nu ajungă la sus. Oricum mai trebuie îmbunătățit, dar astăzi experimentăm. Am renunțat la capacul care era acolo pentru că scotea prea mult fum. Nu știu dacă se vede. Căldură dă. Ideea nu de căldură, ideea să fie lumină și să mențină flacăra. Bella deja a vrut să pun la somn. Hai să vedem cât durează o astfel de încărcare cu lemn pentru acest aprinzător de cărbuni. Cam așa se vede din hamac. Căldura ajunge și ajunge și până sus, dar nu în așa mare măsură încât să ardă prelata. O să încerc să pun mai puține lemne și vedem ce o să iasă în continuare. În partea aia
E focul mare. Și aici sunt experimentele mele care le fac. Nu dacă te cunoști chiar și cuscul ăsta. Și în fiecare an se le aducă miel. Primul ăla, primul miel. A început ploaia, dar am pus pe foc acum. Am partea cealaltă. Focul s-a stins. Sper să pornească și dincolo, fiindcă am pus pe el. Și ploaia asta nu face decât să mărească farmecul acestei ieșințe. E ora 5 dimineața. Am trecut și printr-o ploicică. Între timp am scos din rucsac și sacul de dormit. Am crezut că nu o să am nevoie și o să mă descurc doar cu șacmarolul. Dar nu. Acum spre dimineață s-a lăsat un pic de răcoare. E prima oară când am ajuns lemnele toată noapte. După cum vedeți, focul încă arde. Super fine.